Muzeul Național al Bucovinei, în parteneriat cu Muzeul Național Bruckenthal, organizează în perioada 23 septembrie-15 octombrie expoziția Ion Mândrescu, sculptură. Vernisajul va avea loc vineri, 23 septembrie, de la ora 14, la Palatul Bruckenthal, în sala de expoziții temporare. Expoziția cuprinde 17 lucrări care definesc temele majore, precum structurile, călătorii inițiatice, Sfinxul, însingurare, omul, timpul, spațiul, murim spre a naște. Curatorii expoziției sunt Constantin Emil Ursu, directorul general al Muzeului Național al Bucovinei, și Iulia Mesa de la Muzeul Național Bruckenthal. Cu un palmares profesional solid, Ion Mândrescu expunea în 1992 la Sevilla și la Viena, iar în 1995 la Strasburg. Și-a consolidat recunoașterea internațională cu ocazia expoziției de la Centrul Cultural Român de la Paris, din 1933, când a fost descoperit și preluat pentru a fi expus și reprezentat în termen de exclusivitate de galeria de pe faimoasa Rue de Seine. Este prezent permanent cu opere în galerii din București, Viena și Paris și a obținut pentru lucrările sale numeroase premii și distincții. Peste 200 de lucrări din creația sa se află în colecții private și publice din țară și străinătate.